Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Vă plac chifteluțele și mie. Mi se par un fel de mâncare simplu și delicios. Nu sunt un preparat prea dietetic, dar sunt atât de gustoase încât, din când în când, pregătesc câte o porție generoasă. Îmi plac și chiftelele marinate în sos de roșii, însă astăzi v-am adus o altă idee. Chiftele la cuptor cu sos de smântână și muștar. Bune de împărțit cu toată familia. Chifteluțele sunt rumene, moi, suculente, chiar dacă sunt pregătite la cuptor, învăluite de un sos aromat, fin și delicios. Vă las aici lista ingredientelor, dar ca de obicei, în descrierea filmului, găsiți linkul către blog unde le aveți pe toate împreună cu rețeta scrisă. La sfârșitul filmului, găsiți și alte rețete de chifteluțe de legume, rapide și delicioase, care merită încercate și, dacă vă sunt de ajutor, nu uitați să vă abonați și să activați notificările ca să fiți la curent cu noutățile. Începem cu pregătirea chifteluțelor la cuptor. Punem 2 felii de pâine la înmuiat în lapte sau în apă pentru 10 minute. Tocăm mărunt o ceapă medie și încălzim cuptorul. Eu am avut 450 de grame de pulpă de porc și 150 de grame de piept de porc mai gras pe care le-am trecut prin mașina de tocat. Peste carnea tocată punem o jumătate de linguriță cu cimbru uscat, o jumătate de linguriță cu boia, sare și piper proaspăt măcinat. Adăugăm ceapa tocată, un ou și zdrobim 5-6 căței mici de usturoi. Curățăm coaja de la pâinea înmuiată, o stoarcem bine și o punem peste carne. Dacă nu vă deranjează, o puteți lăsa cu tot cu coajă. Frământăm carnea energic cu mâinile, timp de 5 minute, până când amestecul se leagă și devine omogen ca o pastă. Cantitățile condimentelor sunt cam după gust. Mai puteți adăuga semințe de chimen, nucșoară rasă, mărar sau pătrunjel tocate, cartof ras, morcov, dovlecei, mai mult usturoi, condimentațiile după gustul vostru. Trebuie să aveți o carne cu ceva grăsime, o carne macră. Nu e potrivită, pentru că se va usca în timpul gătirii, iar chiftelele vor fi tari și uscate. De exemplu, chiftelele făcute din carne de pui sau de vită vor ieși mai uscate decât cele din carne de porc sau amestec de porc cu vită. Nu trebuie exagerat cu ouăle, pentru că ele fac chiftelele tari. Căldura coagulează proteinele din ou. În plus, în prima fază, dacă puneți mai multe ouă, veți obține o compoziție foarte moale, curgătoare, pe care va trebui să o legați cu ceva pâine, pesmet. Ideal este ca, după ce frământăm carnea, să o lăsăm la frigider 20 de minute înainte de a modela chiftelele. Pregătim o tavă mare în care așezăm hârtie de copt. Luăm din compoziția pentru chiftele și, cu mâinile umezite cu apă, le modelăm între palme, dându-le formă de bilă, ca să obțin chiftele egale, care să se coacă uniform. Eu folosesc o lingură pentru înghețată. Folosind lingura pentru înghețată, îmi ies cam cât o minge de ping-pong. Le puteți face mai mici sau mai mari. Ale mele au avut cam 25 de grame. Nu faceți chiftelele prea mici, deoarece se vor usca la copt și nu vor mai fi pufoase și suculente. Nici nu le strângem prea mult între palme. Golurile de aer care rămân în ele le ajută să se coacă în interior și să rămână fragede și suculente. Le așezăm în tavă, lăsând 3-4 cm între ele, pentru ca aerul fierbinte din cuptor să poată circula. Mie mi-a ieșit 28 de bucăți. Le puteți face sferice, aplatizate, dar doar puțin, tocmai pentru că nu vrem să fie tari sau chiar mai lunguiețe. Crusta rumenă a chifteluțelor la cuptor se obține doar dacă le ungem cu puțin ulei înainte de coacere.
Altfel, ele se usucă. La fel se întâmplă și în cazul în care le tăvălim prin făină sau pe zmet și apoi le dăm la cuptor. Nu se rumenesc cum trebuie. Puteți să folosiți și un spray și să le pulverizați cu puțin ulei. Pelicula de ulei formează o crustă care, la cuptor, păstrează sucurile cărnii în interior. Punem chiftelele în cuptorul încălzit la 200 de grade pentru 25-30 de minute, depinde de cuptor. La jumătatea timpului, eu le întorc ca să se rumenească uniform. La o temperatură mai mică, chifteluțele scad în volum, se deshidratează și vor ieși uscate și seci. Chifteluțele trebuie să fie ușor rumenite, dar nu mai mult, deoarece din nou riscăm să devină uscate. Sigur că le puteți prăji și în tigaie, la foc mediu, în ulei bine încins, fără să le înghesuiți. După ce sunt rumenite, le scoatem din cuptor. În funcție de cât de grasă a fost carnea, chifteluțele ar putea arăta urțel, dar partea aceea se curăță, de jur împrejur. Sunt fragede și suculente, cu o crustă rumenă și crocantă și interiorul moale bine condimentat. Eu nu am rezistat să nu rup una fierbinte, deși m-am fript puțin. După coacere, le tăvălim ușor prin grăsimea adunată în tavă, ca să arate frumos și să devină lucioase, și le scoatem pe șervețele din hârtie. Și acum pregătim sosul de smântână și muștar. Tocăm mărunt o ceapă mare. Într-o tigaie măricică punem 2 linguri cu ulei și 20 de grame de unt. După ce untul s-a topit, adăugăm ceapa, o presărăm cu puțină sare și o călim la foc mediu până când se înmoaie, fără să se rumenească, amestecând des. Adăugăm o lingură bună cu muștar și amestecăm bine. Punem 400 de grame de smântână acră cât mai grasă, ideal cu 30% grăsime, și omogenizăm cu un tel. Amestecăm continuu timp de 2-3 minute, timp în care sosul trebuie să fiarbă cu clocote mici. Condimentăm cu piper proaspăt măcinat și sare, după gust, adăugăm în sos chifteluțele și le lăsăm să mai fiarbă la foc mediu timp de 2-3 minute, întorcându-le des în sos pe toate părțile. Sosul o să scadă, chiftelele îl vor absorbi, așa că îl completăm cu apă sau cu supă fierbinte, pusă în tranșe, câte 2-3 linguri odată, până când avem consistența dorită. Continuăm în acest timp să tot răsucim chifteluțele în sos. Eu am pus cam 100 de ml de apă fierbinte. La final, nu trebuie decât să presărăm puțin pătrunjel și mâncarea este gata. Sunt ușor de pregătit. Sosul este aromat și delicios, iar chifteluțele suculente și moi. O masă perfectă, că e prânz sau cină. Servim chifteluțele cu sos calde, cu piure de cartofi, orez, paste sau legume fierte, făcute cât timp chiftelele sunt la cuptor. Dacă mai rămân, pot fi păstrate în frigider, într-o cutie închisă ermetic, 2 zile și reîncălzite. Să vă fie de folos! Sper să le încercați și vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum v-au ieșit sau dacă aveți întrebări. Până la o nouă rețetă, să aveți zile delicioase și spor la bucătărit! Numai bine!